acestei clădiri unde se dețin oamenii. Nu am reușit să avem o discuție foarte profundă din lipsa condițiilor și nici dumneavoastră n-ați putut să veniți în sală pentru că e foarte mic. Eu, împreună cu colegii, cred că și eu să fac anumite referințe la vizita de astăzi. Ceea ce ne-am propus noi a fost să aflăm în ce condiții se dețin deținuți în această instituție, având foarte multe semnale despre comportamentul inadecvat, ilegal al unor responsabili. De asemenea, am discutat și cu reprezentanții de vârf ai instituțiilor penitenciarilor, încercând să aflăm care sunt modalitățile de schimbare a lucrurilor spre bine. Guvernarea mafiotă a căzut deja de 3 săptămâni de zile și aici nu se observă nicio schimbare. Și în primul rând pe mine ce m-ar interesa, schimbarea în raport cu cetățeanul, în genere. Pentru că în fața legii toți suntem egali, mai ales atunci când nu este pronunțată de o instanță verdictul într-un proces penal sau altul. Am avut o întâlnire și cu Gheorghe Petic și cu alți câțiva deținuți. Sigur că vizita de astăzi este una cam de scurtă durată, dar nu am putut să ne permitem să stați dumneavoastră foarte mult timp în soare. Gheorghe Petic așteaptă să fie eliberat, cu atât mai mult că insistă, că este și noi credem, este nevinovat și așteptăm ca o instanță competentă, transparent, să se pronunțe asupra acestui caz. Iar persoanele care se fac vinovate să poartă răspundere. Domnul Pântea, Igor Pântea, directorul acestei instituții, e plecat în concediu. Cred că a făcut un pripă pentru că știa că trebuie să venim încoace. Am fi avut foarte multe întrebări față de acest demnitar, inclusiv față de Serghei Demceco, care, am înțeles, este în deplasare. Este prima noastră vizită, dar nu și ultima. Vom insista pe schimbarea atitudinii față de toți deținuții, indiferent dacă s-a pronunțat sau nu încă o instanță, pentru că în fața instanței, repet, toți sunt egali. În special, sigur că ne interesează, în cea mai mare parte, deținuții aflați aici sau în alte instituții ale sistemului, pe motiv politic. Iar Gheorghe Petic și alți deținuți, vreau să spun, amintesc și de Sergiu Cibotaru și de altcineva care, la sigur că se află în această categorie de oameni, trebuie să revenim. Să facem tot posibilul ca în Republica Moldova, în sfârșit, să se instaureze o atmosferă de drept, de încredere. Din păcate, regimul se opune, categoric se opune schimbărilor și se poate întâmpla ca și în aceste instituții să persiste aceeași atmosferă ca la Ministerul de Interne sau în instituțiile statului care astăzi încă se mai află sub influența fostului regim. O să răspundem cu drag la întrebările dumneavoastră, nu vreau să abuzez de timpul scump și le ofer cuvântul și colegilor. Cine dintre deținuți ați mai avut discuții în afară de domnul Petic? S-a deschis la Aleatoare, o cameră unde se afla și unul dintre foștii noștri camarazi din Piața Marea Adunării Naționale, Valeriu Cucu, care insistă de asemenea că este deținut aici ilegal, în baza unor declarații false. Cred că o să ne ocupăm și de acest lucru. O să încercăm să aflăm totuși care este dedesubtul acestei reținerii și decizii. Am înțeles că are 8 ani, a fost judecat la 8 ani de detenție pentru pretinse acte de contrabandă. Sunt lucruri pe care trebuie să le verificăm și nu avem, cred, chiar dreptul să ne pronunțăm din moment motiv că nu le cunoaștem. Dacă domnul Filat, domnul Platon? Nu i-am vizitat nici pe domnul Filat, nici pe domnul Platon, având în vedere că și timpul nostru este redus. Rămân într-o perspectivă să o facă și acei care doresc să discute la direct cu respectivii deținuți. Eu repet doar că în fața legii toți sunt egali și orice imixtiune din partea noastră tot nu ar fi foarte potrivită. În ce condiții este domnul Petic? Dacă condițiile ar fi acelea în care se află acum, putem spune că sunt decente. Dar domnul Petic, și după aceea am înțeles și alți deținuți, au fost foarte mult timp maltratați, deținuți în condiții insalubre, se confirmă acest lucru. Noi am avut o vizită și în subsolul acestei instituții, unde acum în regim de urgență se fac reparații, se zugrăvesc pereții, lucrare care ar fi putut să se întâmple cu mult timp înainte de a ajunge noi aici. Vă zic încă o dată, nu am observat, nu am siguranță, cel puțin că de la căderea regimului s-au schimbat atitudinea și reprezentanții, inclusiv a acestei instituții. Domnul Vac, ce să mai discutăm în acest ca să fie clar, noi nu ne-am
pus ca scop astăzi ca să vizităm un deținut sau altul. Noi mai mult ne interesa că de condițiile de detenție. Eu am o experiență de 4 ani în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice în legislatura trecută și cunosc la propriu foarte bine toate problemele care se confruntă Administrația Națională a penitenciarele propriu zise. Știu care este diferența și mi-amintesc foarte bine cum era un an în urmă în acest penitenciar și care este situația la zi. Clar lucru că sunt careva eforturi pentru a îmbunătăți situația, că noi colegii împreună, iarăși, v-am zis, cei ce ține de celule le-am așa, aleatoriu, după cine și unii dorea, aici, pe numere. Le deschideam, discutam cu deținuții. V-am zis, Gheorghe Peti, cred că sperăm că în curând va fi la libertate și dacă va fi, o să vă dea mai multe informații, că așa, din câte am înțeles, dorește să fac și o conferință de presă, să povestească mai multe. Acel subsol pe care eu mi-l amintesc, care colegii l-au văzut astăzi, cum l-au văzut, într-adevăr să fac careva lucrări de reparație, eu mi-amintesc că era într-o stare, dacă aș zice într-o stare deplorabilă, n-aș spune nimic. Acum sunt careva tentative pentru a îmbunătăți, am fost și în blocul unde se prepară propriu-zis mâncarea pentru deținuți și acolo situația este mai bună, însă cu certitudine starea de lucru la ziua de azi în penitenciarul numărul 13 este una foarte și foarte grabă, având în vedere că noi anual suntem condamnați la CEDO pentru condițiile de detenție. Noi cred că nu ne vom opri chiar aici. Cred că vom mai avea mai multe vizite și nu cred eu că ar fi oportun de vizitat și toate penitenciarele din Moldova, în special cel de la Rezina, unde este o situație foarte gravă. Până la urmă, cred eu că ar trebui și noi să nu doar să punem în cârca, nu știu, directorului instituțiilor penitenciare, dar ar trebui să venim poate cumva cu alocarea surselor la bugetul de stat pentru a face odată și odată ordine, iar ce ține de corpul ofițerilor care au admis abuzuri sau au admis acte de tortură, aici cred că trebuie de intervenit în regim de urgență, procurorii să-și facă meseria și să fie pedepsiți penal pentru abuzurile pe care, în consecință, noi suntem condamnați la CEDO și nu au suferit cei care au comis abuzuri, dar au suferit bugetul statului. Domnul Novac, dumneavoastră, sunteți de acord cu ministrul de externe care spune că războiul din 92 a fost unul civil? O crepă. Eu cred că, domnișoară de la Praia, nu vă supărați, dar subiectul este starea din penitenciare. Dacă doriți alte subiecte care nu sunt legate de vizita noastră în penitenciar, cred că în regim particular, pe urmă, după ce... O precizare care mi se pare foarte importantă. Cer scuze, doar o precizare și nu mai interdictă. Avem 91 de cazuri pierdute la CEDO, care reiese din comportamentul față de deținuți. Numai anul acesta, 214 despăgubiri. Sigur că la întâlnirea pe care am avut-o aici, am discutat și despre viața ofițerilor care își exercită această funcție. Și deloc vreau să mă credeți că nu invidiez. Salariile mici, condițiile groaznice. Sigur că nu pot să înțeleg și nici nu voi ierta comportamentul sau atitudinea de dispreț, de lipsită de demnitate față de deținuți. Dar este un subiect pe care trebuie să-l discutăm în cadrul unor ședințe la Parlament. Cel puțin Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică își propune să aibă discuții în sediul Parlamentului, una punctuală, la temă, cu întrebări și răspunsuri clare. Vă mai spun doar că am aflat instituțiile penitenciare în genere, peste 50% din sediile, din clădirile acestui sistem sunt în stare deplorabilă. Deci statul nu a investit în schimbarea omului care ajunge aici pentru a se poate aptea să revină în societate, un om normal care să se angajeze în câmpul muncii. Se pare că mai degrabă s-a investit în distrugerea caracterilor, în distrugerea ființei umane, a demnității omenești, ceea ce noi vom exclude cu desăvârșire. Dacă vorbim de CEDO, acum săptămâna trecută mă aflam la Consiliul Europei, am promovat acolo o declarație legată de deținuții politici din Republica Moldova și trebuie să spun cu satisfacție că chiar a doua zi
un deținut politic, Valentin Iașan, a fost eliberat. Și mi-aș dori foarte mult și vom munci împreună cu colegii, astfel încât în colegii noștri, inclusiv doamna German, va merge în octombrie, la următoarea sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei, doamna German și colegii delegației să poată să spună acolo, în forul european sus și tare, că în Republica Moldova nu mai există deținuți politici. Acest lucru trebuie să-l facem, însă misiunea directă, sau cei care pot face direct acest lucru, sunt judecătorii. Noi nu avem de gând să dăm indicații judecătorilor, nu vom utiliza practicile odioase din trecut de mixtiune în justiție, dar prin intermediul presiei este unicul lucru democratic pe care îl putem face, să sensibilizăm sistemul de justiție, să termine aceste practici de utilizare a bâtei justiției împotriva oponenților politici și să facă tot posibil astfel încât cei care sunt recunoscuți, inclusiv la nivel internațional, ca fiind deținuți politici, să-și regăsească libertatea și să fie reabilitați. Unul din ei este cu siguranță Gheorghe Petic, pe care am avut ocazia astăzi să-l vedem și să discutăm cu dumnealui. Dumnealui ne-a reproșat cumva, sau mai degrabă autorităților, cum se face că imediat cu schimbarea puterii, condițiile lui de detenție s-au îmbunătățit practic peste noapte, fiind de luni bune ținut acolo în temniță, în Mucegai și în să putrezească acolo, iar imediat ce s-a schimbat puterea, condițiile lui s-au îmbunătățit și reieșind din vorbele domnului Petic, el stă acum în locul unde stătea un oarecare Vania Pisatel. Condiții foarte bune, condiții cu cu apă, cu canalizare, cu toate condițiile cât de cât decente, așa să spunem. Și această întrebare este foarte pertinentă. Deci, încă o dată, fac apel către sistemul judecătoresc să se sensibilizeze față de problema deținuților politici, pentru că o țară democratică, o țară care se dorește european, nu poate avea deținuți politici. Și acest lucru trebuie să se finiseze cât mai repede. Vedem astăzi, bunăoară, o noutate interesantă, că hotelul Nobel a fost pus sechestru pe el de către procuratura care și-a recapătat și ia libertatea pe semne, încet, încet. Poate, cine știe, o parte din banii recuperați de pe fel de fel de scheme și pe fel de fel de furturi vor ajunge inclusiv la îmbunătățirea condițiilor celor din detenție, pentru că până la urmă sunt și ei oameni, sunt și ei cetățeni acestei țări și trebuie să se întoarcă din penitenciar și să aibă posibilitatea, după ce ispășesc pedeapsa, să poată să devină membrii productivei societății și să nu fie în situația în care, ieșind din închisoare, să fie cu sănătatea la pământ, fie cu o intenție sau să devină recidiviști. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple sau trebuie să fie limitat. Și e adevărat, și partenerii noștri de dezvoltare au toată deschiderea și trebuie să capitalizăm pe deschiderea lor pentru a construi un penitenciar nou, pentru că această instituție nu trebuie să mă regăsească în centrul orașului Chișinău în secolul 21, un oraș care se dorește european. Domnul Popșu, dumneavoastră, cum comentați declarațiile ministrului de externe? Voi repeta și eu ceea ce au spus colegii. Este inoportună întrebarea în contextul în care... De ce? Nu aveți opinie? Spuneți-ne, a fost Ba da. Într-un alt context, cu mare drag vă răspund. Dar este o zi specială că trebuie să revenim la acest subiect? Sau de ce nu vreți să răspundeți? Care vreau să vă le spun. Eu, ca istoric, am fost, cred că, în 10 sau 14 lagăre de condamnați politici în Carlaguri, Gulaguri, în toată Siberia, Kazahstan. Și eu aici am avut aceeași senzație, mai ales la subsolul în care am fost. Și ce am discutat cu angajații acestui penitenciar, în primul rând este această necesitate a oamenilor din sistem, din penitenciar, de a scăpa de acest serviliz față de regimul politic. Pentru că ei au fost inclusiv, deci cei care au perpetuat și au folosit instituția penitenciară în folosul regimului politic. Noi am fost la Gheorghe Petic, probabil ați văzut deja înregistrarea pe care a avut-o domnul Moțpan. Deci în acest subsol au fost bătuți, au fost presați, pereții pe care celulele 120-121
Deci au fost plini de sânge și ei intenționați, unii din ei au fost duși acolo pentru a fi speriați, inclusiv Gheorghe Petic. Aceste retușeri care s-au făcut în ajun pentru a șterge urmele și multe alte lucruri care cu regret constatăm, deci faptul că chiar acum, în mijlocul Europei, de fapt în această instituție persiste o abordare încăvădistă față de oponenții regimului. Noi nu am venit să facem prozeletism față de toți în această instituție legați de victimizare și așa mai departe. Noi am venit, în primul rând, să vedem în ce măsură sunt respectate condițiile elementare. Din câte ni s-a spus, din plafonul de 500 și ceva de oameni este o suprapopulare de peste 900. Dar dincolo de asta, această instituție construită la 1860 ceva, ea este ca mental învechită și ea generează această reproducere a închisorii în mentalul colectiv. Al doilea lucru important pe care l-am accentuat și pe care am vrea să dăm un semnal foarte clar, penitenciarele și închisorile nu trebuie să mai fie un loc care produce lumii interlope. Aici, de fapt, persistă aceleași valori ale lumii ruse interlope în care oamenii trăiesc după paneate. Trebuie să avem o abordare sistemică, educațională, socială și instituțională în recuperarea acestor oameni, a ne le oferi atitudini, în primul rând, și alternative pentru a se regăsi. Sperăm foarte mult, în mod special eu, pentru că sunt de la ungheni și există o doleanță importantă din partea unghenenilor, ca în sfârșit cazul lui Gheorghe Petic să fie judecat în mod rapid și imediat, pentru că Gheorghe Petic este o victimă primară a regimului. Cu el, Plahotniuc, a început lichidarea și distrugerea organizațiilor locale de la ungheni, împotriva cărora s-au făcut și alte dosare penale și care, slavă Domnului, datorită alegerilor care le-am câștigat, nu s-au dus la finalizare. Toți oamenii de la ungheni, de la comisariatul de poliție, de la alte instituții care au fost responsabili cu dosarul Gheorghe Petic, vor trebui să răspundă. Asta este o condiție sine qua non a faptului că noi ne-am angajat în această luptă pe care o vom duce până la cap. Bine, vă mulțumim foarte mult. Cred că aici trebuie să încheiem. A fost, vreau să recunosc doar că, într-adevăr, această vizită a fost obositoare și nu doar din punct de vedere fizic, dar emoțional. Recunosc că nu te simți deloc bine într-un asemenea spațiu. Haideți împreună ca să facem din Republica Moldova o țară înfloritoare, așa cum ar trebui să fie. Să nu ne sufocăm nici în exteriorul unor asemenea instituții, dar chiar și în interior, acei care merită să se afle acolo. Știți ce spunea Euripide? Nu trebuie să ne temem de a fi bănuiți, ci de a fi dovediți vinovați. Așa că justiția are o sarcină extraordinar de importantă. Să-și exercite atribuțiile în conformitate cu Constituția, legea și bunul simț. Vă mulțumim foarte mult și ne scuzați că ne scuzați că v-am ținut atât de mult timp în spațiul ăsta fierbinte. Numai o clipă, vă rog. Vreau să vă mai informez și vă invit mâine la orele 10 la Parlament, în auditoriul, în sala 114, unde vom discuta despre interceptările ilegale la care a fost supuși zeci de mii de oameni, probabil că și dezmățul la care s-a produs pe parcursul ultimului an, de când la guvernare a fost Plahotniuc și clica lui. O zi bună, reușită tuturor, vă mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc. Domnule, ca un concurs, să-mi dați mesajul ministrului Externe, membra Comisiei Parlamentare a Trecutului Europei, pentru prima oară în vizită la acest penitenciar. Să știți că ceea ce am văzut astăzi aici depășește orice limită a imaginariului. Este foarte grav, condițiile sunt extrem de grave, inumane. În calitate de membru a acestei comisii, promit și mi-asum toată responsabilitatea să vin cât mai des aici. Și ceea ce am văzut noi, vom depune foarte mult efort ca să ajungă și la Consiliul Europei să cunoască toată lumea ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și ne asumăm că drepturile omului nu vor rămâne doar scrise pe hârtie, dar de acum încolo vor fi respectate, vor fi aplicate cu strictețe și la necesitate vor fi modificate și adaptate. Ne asumăm toată responsabilitatea să depunem absolut tot efortul și toată voința noastră pentru a îmbunătăți condițiile celor deținuți în toate penitenciarele Republicii Moldova.
German Doina, membru al Comisiei Parlamentare Drepturi.